Bună ziua, dragii mei, bine ați venit sau bine ați revenit, eu sunt Meme și cu această ocazie vă reamintesc cât de minunați sunteți. Fac astăzi citirea pentru momentul prezent să vedem ce mesaje ne mai întâmpină pe noi toți. Mă uitam zilele trecute la una dintre talările făcute din YouTube și m-a lovit așa un șoc și o surpriză. Că mi se aplica uh, citirea în totalitate. Vedeți că de multe ori mă surprinde și pe mine mesajul și eu sunt om ca și voi, atât că pentru mine lucrurile funcționează mai greu, adică nu pot vedea cu atâta obiectivitate uh, ca pentru altcineva. Mesajul pentru voi astăzi este îngrijorarea. Poate aveți pe cineva în jurul vostru care este îngrijorat. Avem aici cifra, numărul, de fapt, 33 și cifra 6 dacă o reducem. 33 este o cifră maestră, un număr maestru care vorbește despre evoluție și despre elevare și despre spiritualitate. Gândurile voastre cumva sunt îndreptate către suflet. Aici cineva este îngrijorat, caută să vadă lumina, nu vede soluția în acest moment, însă soluția este acolo. O, o avere, o bucurie, un noroc, o șansă. O șansă foarte mare din partea destinului, să spunem. Gândurile voastre, suma tuturor gândurilor voastre, atenția voastră, energia voastră cumulată pusă asupra unui lucru, a unei dorințe, dă roade aici. Sau vă gândiți la o nouă șansă puternică pe care să o luați. Pentru unii dintre voi văd aici o figură paternă foarte importantă, iar pentru alții dintre voi, evident că vă gândiți la cineva cu care ați avut o relație de iubire sau posibil să aveți încă. Aici avem cartea Justiția care spune mai multe lucruri deodată. Unii dintre voi vă gândiți la o moștenire. Bun. Unii dintre voi vă gândiți că este vremea, ca șansa, ca destinul, ca soarta să vă surdă, pentru că aveți nevoie să se facă dreptate într-o privință sau pentru că, în sfârșit, balanța trebuie să se încline și în favoarea voastră. Aici avem o persoană oficială. Aveți legătură, aveți. O interacțiune cu cineva care poartă, cum se spune, haină de stat. Primiți o veste de la o instituție pe care nu știți cum să o luați sau așteptați o veste de la o instituție, o veste oficială, dar care are legătură cu o șansă. Unii dintre voi așteptați custodia copilului sau să vă revedeți un copil. Iar alții dintre voi, efectiv, veți avea o bucurie ca cea a unui copil. Foarte interesant. Foarte interesant. O bucurie de copil aici, o bucurie extraordinar de mare, dar care este scrisă, înțelegeți? Adică este scrisă și parafată. În sensul că e, e ceva ferm. Uh, se materializează în viața voastră ceva ferm, ceva de lungă durată. Aici avem o călătorie. Începe ceva extraordinar de bun pentru unii dintre voi, pentru cei care rezonează cu mesajul, evident. Au ieșit două cărți. Aici avem camera, o cameră goală și aici avem soția sau o energie. Uh, feminină predominantă în unii dintre voi, care implică și un copil. Voi vreți să umpleți camera asta sau cândva camera asta a fost plină și acum vreți să o umpleți sau așteptați pe cineva. Voi așteptați, așteptați o soluție, așteptați o veste oficială, așteptați o soluție. Unii dintre voi așteptați ca cineva să vină înapoi să se așeze pe locul cuvenit pentru a fi din nou o familie. Sau, pentru cei singuri, așteptați un partener. Voi așteptați aici soarta. Vă așteptați soarta, dar să știți că soarta vă surâde, destinul vă surâde. Foarte interesant mesajul. Și avem aici bucurie. Bucurie avem. Incredibile cărți. Fabulos! Unii dintre voi vă bucurați pentru că dacă se separă sau se finalizează divorțul vostru, atunci copiii voștri vor fi în siguranță. Pentru cei care rezonează, mesajul este pentru cineva. Dacă nu aveți copii, atunci voi sunteți copilul care se va bucura pentru o reușită, pentru ceva ce vi se cuvine. Dacă sunteți separați, atunci există o șansă să vă împăcați, dar o șansă fermă, un nou început aici ca acest loc să se ocupe, cineva vine de la drum și sărbătoriți această reușită împreună. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile de tarot, pentru că aici e treabă serioasă. Zău că e serioasă treaba asta. am întors-o așa. Uh, părăsiți o, o, situație grea, dar nu așa vreau să le așez. Știți cum le așez eu. Părăsiți o situație, ieșiți dintr-o tristețe, se încheie o tristețe. Te-au vrut să iasă aici, le pe toate la relație avem 10 de spade, da, încheiați. Oh, ho, 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 ia uitați. Aici văd o puternică energie de copil. Vă rog, dragii mei, scrieți-mi ca să, să, se lămurească și pentru mine situațiile, pentru că mă interesează, m-au făcut curioasă tare cărțile acestea. Văd că finaliza, finalizați o profundă uh, traumă care are legătură fie cu copilăria voastră, fie voi sunteți copilul care a fost traumatizat, fie acum în relație s-a activat o puternică traumă din copilărie, trauma copilului sărac sau trauma abandonului și vom vedea cum rezonează mesajul acesta. Fie copiii voștri în sfârșit vor veni și vor fi în brațele voastre. Foarte interesant. Foarte interesant, uite, vreau cărțile astea. Ce ne spune 10 de spade? Suntem la o închidere puternică de ciclu. Da, iată. Ați fost într-o frecvență joasă de atașament, ați fost controlați. Se închide o perioadă în care posibil liberul vostru arbitru să nu fi fost uh, lăsat să se manifeste, fie să nu vă fi putut voi. Din considerente financiare, din lipsuri materiale, să fi avut parte de tot ceea ce vă doriți. Dacă vorbim aici despre o relație de iubire, atunci aceasta se reaprinde, pasiunea reapare, reîncepe pasiunea, există aici o șansă stabilă cupajul de monede, primiți un mesaj pasional pe care îl doriți, pe care îl doriți puternic în sufletul vostru. Dacă sunteți persoane singure, atunci cumva există o conjunctură și o împrejurare, ca într-un cadru oficial, într-o adunare, într-un drum pe care îl faceți, într-o vizită pe care o faceți, la o petrecere și așa mai departe, să Întâlniți pe cineva care vă găsește extraordinar de atrăgător. Și aici avem berbecul. Să întâlniți pe cineva puternic sau voi să deveniți atât de puternici încât să vă împlinească atât de tare această conjunctură și să resuflați ușurați. văd aici pentru doamne că deși veți fi mame singure aveți potențial fabulos să vă descurcați în această împrejurare. În egală măsură, să știți că vi se reaprinde cumva flacăra iubirii. Dacă vorbim despre domni, atunci dumneavoastră domnilor vă veți simți cumva stăpânii lumii. Dacă vorbim aici despre un cuplu, atunci cumva se încheie controlul, se încheie regatul, se încheie domnia celui care era mai rece și lucrurile se echilibrează în așa fel încât și voi și ei să ajungeți să fiți toți pentru unul și unul pentru toți. Da, este un fel de poveste a lui Dartanian aici. Cineva vă, vă face curte, să știți. Cineva vă face curte și vă trimite mesaje de, de iubire. Și aici văd și o bucurie de copil. Cineva vine de la drum și vă declară iubirea. Chiar dacă voi, poate aveți copii. Foarte interesant. Da, este, da, puteți iubi din nou, este în siguranță și aici avem uh, chimie, atracție, uh, magnetism. Da, aici este vorba despre magnetism. Unii dintre voi să știți că ați fost cumva ambuscați așa, ați fost luați pe nepregătite de cineva care v-a declarat oficial iubirea și cumva parcă nu vă vine să credeți. Să credeți că este, este ok și este în regulă, este o ofertă serioasă. Uh, nu sunt vorbe în vânt deloc. La partea de plan material, aici văd o neclaritate cu privință la resursele voastre materiale și la bunurile voastre. Vă văd împliniți, vă văd în armonie, dar parcă la serviciu, să spunem, vă doriți mai mult, vă doriți un pic mai mult. Uh, pentru unii dintre voi văd uh, niște discuții care au loc la serviciu în ceea ce vă privește cu, nu știu, managerul companiei sau șeful, patronul și așa mai departe. Să vedem despre ce este vorba. Uh, unii dintre voi vă doriți o mărire sau vă doriți un bonus sau așteptați un bonus și nu știți dacă îl veți primi. Cum părereți aici? Eu zic că lucrurile se întâmplă bine. Eu zic că primiți dreptul vostru, oficial, pe hârtie. Iată, se repetă luna. Se întâmplă în culise niște lucruri, se analizează o decizie, este ceva aici ce voi nu știți, se analizează. Dar până la sfârșit, da, cum ar veni, primiți un rezultat care vă bucură. Succes! 6 de bâte! veți primi în, în momentul oportun uh, ceea ce meritați, să știți. Dacă vă gândiți la un bonus, uh, primiți exact uh, atât cât trebuie ca să, să vă simțiți bine și să fie bine. Și nouă de monede vorbește despre uh, progres, faetonul. Uh, unii dintre voi vă gândiți așa. Dacă eu nu primesc acum răsplata pentru munca mea, sunt pregătit să-mi găsesc ceva mai bun, ceva, un loc de muncă sau o nouă oportunitate unde să fiu răsplătit așa cum merit. Bun, la partea emoțională aici avem 6 de bute, asul de cupe, regina de bute, au 7 de spade și faetonul. Cărți care unele dintre ele se repetă. În primul rând, voi așteptați pe cineva de la drum și sunteți așa, în incertitudine. Vine, nu vine, vine, nu vine. Și asta vedem aici, clar. Asta vedem aici că așteptăm pe cineva, aștept să sărbătoresc cu cineva. Această șansă vine către voi. O formă de bucurie neașteptată veți avea. Însă nu mai gândiți de 100 de milioane de ori lucrurile, deci nu, nu mai răstălmăciți gândurile, lăsați lucrurile să se întâmple. Pentru că lucrurile se realizează, vă veți simți învingător, veți simți că are un sens toată povestea aceasta. Avem asul de cupe, cineva vă declară foarte pasional iubirea, foarte pasional, iar voi vă îndoiți cumva de spuse nu aveți încredere că această persoană ar putea să fie corectă. Deși vă bucură, deși vă încălzește, deși vă gâdile orgoliul, există cumva o formă aici prin care voi vă îndoiți de spusele lor. Dacă vorbim despre um, sănătate, atenție la stomac, pentru că ignorați Uh, niște dureri uh, pe partea de gastroenterologie, niște lucruri mărunte care posibil în viitor să vă dea bătăi de cap. Avem regele de monede uh, și aici avem regina de monede. Da, dragii mei, cineva vă face declarații de iubire, cineva vine către voi, dar în primă fază va apărea așa, cu un aer arrogant și posibil detașat și deloc emoțional, adică va fi cumva abruptă interacțiunea dintre voi, însă se, se adaptează, se va mula pe energia voastră. Trei de monede. Se va mula pe energia voastră. Veți face parteneriat aici. Voi vă îngrijorați pentru un parteneriat. Vă îngrijorați și pentru munca voastră în egală măsură. Dar este momentul să lăsați în urmă discuțiile. Vă îngrijorați și aveți tendința să vorbiți și să vă spuneți dorințele oamenilor din jurul vostru. Pentru ca lucrurile să se întâmple, indiferent că am un necaz sau o bucurie, este mai bine să păstrați pentru voi. Așa, mai avem aici o carte ca mesaj, așa, pentru suflet. S-a infiltrat asta. Vrăjitoare, justiția se întâmplă, vi se face dreptate, exact cum am spus. Situația se echilibrează. Să țineți minte data de 27 sau 9. Sau ora 9. Sau 9 zile din momentul în care vedeți clipul posibil. Nu știți ce se va întâmpla. Vă știți ce vă doriți. putere și rezistență. Ce vă doriți voi aici? Lucrurile, secvența cu care lucrurile se vor întâmpla aici, în urma acestei citiri, este una foarte favorabilă. Vă veți simți învingători. Sunt stăpânul lumii, sunt deasupra lumii. Așa vă veți simți. Ca semne astrologice, avem la relație gemeni. Săgetător foarte puternic, taur, berbec foarte puternic, capricorn, rac foarte puternic și scorpion. La partea aceasta materială avem leu, avem rac, pești foarte puternic, avem fecioară și taur sau balanță. Iar la partea aceasta emoțională avem racul, avem gemeni. Avem Capricornul, avem Taurul, avem Racul din nou, deci foarte multă energie de apă în această citire. Avem Gemeni, avem Leul, avem toate semnele de apă, din nou pești, apă foarte puternic aici și săgetătorul. Este multă interacțiune de apă și de pământ aici cu energie de aer pe alocuri, adică apa și pământul se înțeleg foarte bine. Aerul nu face decât să plimbe așa informația de colo-colo fără să o stabilizeze. Să vedem talismanele. eu vreau ceva, ele vor ca ele însele și tot așa. Hai să vedem. La relație, avem o ancoră, o situație stabilă. Uitați aici mâna care spune visul tău. Destinul ți l faci cu mâna ta. Visul tău este stabil. Pe ce pui tu bazele acum? va dăinui puternic în timp. Și aici spune indiferent. De modul în care tu te aștepți ca lucrurile să se întâmple, ele se vor întâmpla așa cum este cel mai bine să se întâmple pentru tine. Ancora este un simbol foarte bun, foarte stabil. Aici la partea de plan material avem așa, v-am spus, dacă nu veți fi răsplătiți, simțiți nevoia de schimbare. Simțiți nevoia de schimbare. Sunteți ispitiți să vă schimbați cumva locul de muncă sau să schimbați ceva la serviciu. Și puteți să spuneți, aveți o inițială V, care poate însemna ziua de vineri, și cifra 5, care înseamnă schimbare. Aici mai înseamnă și mărul cunoașterii. Cumva cred că vreți să faceți un upgrade, vreți să avansați, doriți o avansare și dacă nu primiți cele cuvenite, atunci cumva vă, vă, vă veți prinde într-un vânt al schimbărilor. Iar pe planul emoțional avem karma, se închide un ciclu karmic, v-am spus aici la început, cu 10 de bâte și 10 de spade. Avem inițiala G, avem un lacăt care se deschide o inimă care este roz, nu este neagră. Se, se deschide cu iubire și aveți foarte mult sprijin. Și aveți aici cartea Justiția, da? Să nu uităm. Avem inițiala U, gu sau ug, care poate însemna că închideți un ciclu karmic cu o energie masculină din viața voastră, dar asta înseamnă în felul următor un anume fel de abordare ia sfârșit și o nouă abordare uh, se naște aici. Lucrurile re, se reiau sau încep efectiv din nou, dar la un alt nivel, mai, mai bun, mai, mai înalt, echilibrat. Dragii mei, Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru că îmi sunteți alături. Faște comentarii mai jos și vă doresc, ca de obicei, toate cele bune. Multă iubire și multă sănătate. Să fiți bine. Pa, pa!